Bine v-am găsit, dragilor! Astăzi pregătim o rețetă rapidă de chec aperitiv. În maxim 20 de minute este gata de pus la copt, este gustos și completează perfect platourile cu bunătăți de sărbători. Hai să vedem lista de ingrediente! Pentru două checuri mici: 100 de grame de făină, 25 de grame de griș, o linguriță rasă de praf de copt, 6 ouă, 180 de grame de brânză telemea, 100 de grame de șuncă de praga, 50 de grame de mezel picant, cum ar fi chorizo, o legătură mică de ceapă verde, un ardei gras roșu mic, 4 măsline verzi fără sâmburi, sare și piper negru proaspăt râșnit. Mai întâi pregătim formele. Puteți folosi o formă de chec mare sau două mai mici, tapetate cu hârtie de copt. Vă recomand călduros să folosiți tăvi mici de chec, deoarece aperitivele trebuie întotdeauna să fie în porții mici și variate. Pregătim ingredientele. Tocăm mărunt toate legumele, cât și mezelurile. Ca să iasă un chec gustos, este bine să punem întotdeauna o porție de mezel picant, cum ar fi acest cârnat chorizo. Dacă nu avem la îndemână așa ceva, punem în schimb un mezel de oricare avem, dar adăugăm și o linguriță rasă de boia picantă. Brânza se dă pe răzătoarea cu ochiuri mari. Am observat că cel mai bun gust îl obținem cu brânză feta sau telemea veche de oaie, dar până la urmă putem folosi orice fel de brânză avem în casă, chiar putem amesteca diferite brânzeturi care ne-au rămas de la alte rețete. Luăm un castron încăpător și în el adăugăm făina, praful de copt și grișul. Le amestecăm bine. Apoi spargem peste ele 3 ouă. Le omogenizăm bine împreună cu făina. Amestecăm până când nu mai sunt cocoloașe, apoi încorporăm celelalte ouă. Condimentăm cu două prafuri de sare și piper negru proaspăt râșnit din belșug. Apoi, în acest aluat, incorporăm celelalte ingrediente pe care le-am pregătit anterior. Omogenizăm bine totul. Împărțim compoziția obținută între cele două tăvi mici de chec. Checul se poate coace în cuptorul preîncălzit la aproximativ 200 de grade, dar cum de sărbători cuptorul meu este mai mereu ocupat, mă ajută airfryerul meu Cosori Premium. Dacă mă urmăriți constant, îl cunoașteți deja. L-am folosit la foarte multe rețete, de la ouă umplute la diferite prăjituri. Este cel mai popular model de la Cosori, este practic și ușor de folosit, gătește rapid și nu are nevoie de preîncălzire ca în cazul cuptorului. Ca să vedeți toate modelele de air fryer, cât și pachetele promoționale de sărbători, vă pun link pentru site în primul comentariu. Se pun tăvile în cuvă, exact așa cum le-am pus eu pe lung. Setăm temperatura la 175 de grade Celsius, pentru că air fryerul are nevoie întotdeauna de o temperatură mai mică față de cuptor și timpul la 30, chiar 35 de minute ca să ne asigurăm că este bine copt. Dacă folosiți o singură tavă mare, coacerea va dura mai mult. Le lăsăm să se răcească și apoi se pot tăia și servi. Așa arată interiorul. Este foarte gustos și arată minunat pe platourile cu aperitive. Asta este tot pentru azi, dragilor. Sper că o să încercați și voi rețeta, dar și airfryerul Cosori. Nu uitați că aveți link pentru el în primul comentariu. Numai bine, dragii mei, pe data viitoare!